atmosfera asta și în inima asta de închinare înaintea lui Dumnezeu, pentru că suntem împreună să ne închinăm, să ne zidim, să ne îmbărbătăm, să deschidem inima și să deschidem urechea la ce vrea Dumnezeu ca să ne spună astăzi, ca ieșind de aici pe ușă să putem să împlinim și să aplicăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe. În Epistola 1 a lui Petru, capitolul 5, versetele 6 și 7 vorbesc foarte clar despre o curățire, despre o eliberare sufletească a noastră înainte ca Dumnezeu să ne umple și să ne vorbească în dimineața asta. Și spune așa, capitolul 5, versetul 6, Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea Lui El să vă înalțe și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Amin. Vreau să ne rugăm pentru asta și înainte să auzim mesajul Evangheliei, să auzim practic ce avem de făcut astăzi, vreau să aruncăm asupra Lui Dumnezeu, asupra Lui Isus, Mântuitorul, tot ceea ce ne frământă, toate îngrijorările noastre, toate durerile noastre, toate nelămuririle, orice, orice produce o stare de îngrijorare și de frământare, de neliniște, poate de uh, gastrită, poate de stres continuu, poate de alte boli ale stomacului sau a sistemului nervos, vreau să aruncăm tot asupra lui. El se 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 proclamă pe el însuși ca purtător al durerilor, al necazurilor și al îngrijorărilor noastre în această dimineață. Deci, înainte de orice, vreau să ne eliberăm sufletește de asta. Pentru că dacă observați bine ce spune Petru, Petru spune așa, atitudinea mea, trup, suflet și duh, Trebuie să fie una de plecare, una de smerenie, una de proșternele, de închinare înaintea Lui Dumnezeu, aruncând de acolo, asupra Lui, aruncând Lui Dumnezeu tot, tot ce mă ne liniștește. Așa făcând, El îngrijește de noi. Versetul 7 spune că, el nu îngrijește de ele, de îngrijorările și de necazurile, de problemele astea ale noastre pe care noi le aruncăm asupra lui. El îngrijește de noi înșine. Dacă deschidem un pic mai în spate Biblia, la Isaia 53, de ce? De ce e foarte important să aruncăm totul asupra lui? Haideți să urmărim la Isaia 53, versetul 3 spune așa despre. Profetul Isaia vorbește acolo despre Isus. De ce să aruncăm asupra lui tot? Haideți să vedem. Despre Isus spune așa Isaia și începe în capitolul 5, 53, versetul 1 și spune: Cine a crezut? Cine a crezut vreodată în ceea ce ni se vestise? Nu a crezut nimeni. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul puternic al Domnului? Cine a cunoscut tăria? O, o, a crezut cineva? A cunoscut cineva minunea asta că dacă arunci asupra lui toate îngrijorările și toate necazurile, el e în stare să ți le ia și să le ducă? Citim mai departe, de la versetul 3. Isus a fost așa, disprețuit de oameni. A fost părăsit de oameni. Și în contextul lui Petru, dacă mă simt și dacă te simți un om disprețuit și singur, părăsit de toți, îngrijorarea asta în dimineața asta, du înaintea lui Dumnezeu și las-o acolo la el. Și spune, Doamne, mă simt un om disprețuit și un om singur și vreau să-ți dau în dimineața asta să las la crucea ta, la tine, Vreau să las asupra ta îngrijorarea asta. Că asta mă doboară îngrijorarea singurătății. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și uitați-vă mai departe. Obișnuit cu suferința. De asta trebuie să aruncăm asupra Lui îngrijorările noastre, bolile noastre, suferințele spirituale și sufletește ale noastre, pentru că El, Isus, deja este obișnuit cu asta. Și cât mai ați lucrat vreodată, mie mi se întâmplă, mi se întâmplă câteodată să mă apuc să fac ceva fizic, dar să nu las din mână un obiect mic. Și din cauza obiectului mărunt, ăluia din mână, încerc să fac altceva cu el în mână. Asta facem și noi pe plan spiritual. Nu aruncăm asupra lui îngrijorările și necazurile, încercăm în viață să mergem mai departe cu ele în spate. Și în dimineața asta Iisus asta ne spune, aruncați, Petru ne spune, aruncați asupra lui toate îngrijorările și toate necazurile voastre și el apoi va îngriji de voi. Om al durerii și obișnuit cu suferința era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și băgați de seamă că mai departe e vorba despre noi. Și noi ce am făcut? În loc să-i dăm lui tot necazul și toată durerea și suferința, zice că noi nu l-am băgat în seamă. I-am întors spatele. Și în dimineața asta, asta e chemarea la rugăciune. Fii sincer înaintea lui Dumnezeu. Orice îți produce îngrijorare, orice îți produce necaz, lasă în dimineața asta asupra lui Isus, ca să poți mai apoi să primești mesajul Evangheliei într-o inimă curată, într-o inimă plină de pace, într-o inimă plină, plină de bucuria și de pacea lui Dumnezeu. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat. Și dacă îngrijorare mare și una permanentă îți produce vreo suferință, aruncă suferința asta asupra lui Isus în dimineața asta. Și durerile noastre, aici e vorba de durerile fizice și de boale, le-a luat asupra lui. Te deranjează genunchiul tău te doare capul în permanență. Ai probleme cu stomacul, cu umărul, cu burta, cu eu știu cu ce. Spune în dimineața asta, Doamne Iisuse, vreau să-ți dau durerea mea asupra ta și să o las acolo. Și plin de încredere sunt că tu îngrijești de mine. Tu îngrijești de mine. Asta e atitudinea cu care vreau să ne rugăm în dimineața asta. Le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit de Dumnezeu. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre și pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Pedeapsa păcatului a păcatului iertat, care aducea în urma iertării pacea. Asta e pediapsa care ne dă pacea, este păcatul meu și al dumitale, și al tău, și al tău, și al dumitale, care aruncându-le la Isus, aruncându-le asupra Lui, am primit în schimb ce mai mare, ce mai mare afacere să mai facem. Să dai ceva rău, ceva, o grijă, o suferință, o boală și să primești pacea. Și pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el. Ne ridicăm în dimineața asta în picioare cu toții și spunem lui Dumnezeu, fiecare sincer, dacă vrei să-i spui lui Dumnezeu în gând treaba asta, spune-o în gând, nu deranja pe nimeni, deranjează-l pe el. Dacă vrei să-i spui cu o lacrimă înaintea lui Dumnezeu și în timp ce te rogi, ai cercetarea Duhului, și încep să plângi, nu-i nicio problemă asta. Nu-i nicio problemă, aruncă asupra lui toate, zice Petru. Nu două, nu trei, nu cinci, nu astea de vara asta, de concediu ăsta, toate, toate îngrijorările voastre. Altă traducere spune, toată îngrijorarea cea mare, aruncă asupra lui Hristos. Și El va purta grijă de tine ne închinăm cu toți și lăsăm tot, absolut tot ce avem pe suflet, lăsăm înaintea lui Dumnezeu și o să vedeți la timpul de predică că Dumnezeu pune un cuvânt nou și pune un cuvânt plin de Duhul Sfânt și proaspăt într-o inimă golită de îngrijorări și de dureri și de necazuri și de tot. Și o să vedeți că o să ieșim afară pe poartă când ieșim la 12 sau când ieșim de aici de la biserică și o să fim gata, gata să vestim oamenilor Evanghelia lui Dumnezeu. Pentru că odată eliberați de tot, odată cuvântul lui sădit în inimile noastre, nu poți tăcea din gură. Ai trage cu tine în împărăția lui Dumnezeu pe cineva de afară. Ne rugăm cu toți Domnului.